avut răbdare și a stat în picioare, chiar dacă versurile nu s-au potrivit întotdeauna, eu sunt sigur că Dumnezeu nu a avut nicio problemă. Se audă și varianta noastră de cântat și varianta lor de cântat. Cred că a fost ok. Important e că i-am cântat lui Dumnezeu. Și mulțumim trupa că, fainilor că ne-ați ajutat să ne închinăm lui Dumnezeu. Asta e cel mai important. Ăsta e scopul pentru care Dumnezeu ne-a și asta e cel mai frumos. Și cred sincer că Dumnezeu se uită din cer și se bucură când vede tineri ca voi, inimi tinere, care se închină lui. Și e frumos. Și e fain. Vorbim despre Ioan 3 cu 16. Faptul că Dumnezeu ne-a iubit. Faptul că Dumnezeu te-a iubit. În viața ta poate ai ajuns la un nivel de înțelegere a dragostei lui Dumnezeu mare, poate mai mic. Ideea principală este că Dumnezeu te iubește cât nici nu te-ai gândit. Mai mult decât te iubești părinții, mai mult decât te iubești tu pe tine, mai mult decât o să te iubească soțul sau soția sau copiii, Dumnezeu te iubește. Și Dumnezeu a iubit așa de mult lumea, adică pe tine și pe mine, încât a dat. Încât a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu a iubit și a dat. Asta e dragostea lui Dumnezeu. E ușor să spui cuiva, să-i zic la Codruța, Codruța, așa te iubesc, ești soția mea și te iubesc. Dar dragostea asta trebuie să fie dovedită prin fapte. De exemplu, se trezește Sofie noaptea și plânge, cine se trezește? Cine iubește mai mult? Mă trezesc eu. Nu că soția mea nu mă iubește mai mult. Dar când iubești, iubirea se transformă în fapte. Iubirea lui Dumnezeu din ceruri pentru oameni s-a transformat în fapte. Și faptele astea s-au transformat în întruparea Domnului Iisus când a venit pe pământ aici. A auzit Nicodim cuvintele astea, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu. În discuția asta secretă, în noapte, Nicodim a auzit și suna foarte cunoscut. Un tată care dă pe fiul lui. Și suna foarte cunoscut pentru că părintele lui, părintele evreilor, Avraam, era gata să dea pe fiul lui, Isaac, să-l omoare pentru oameni. Ca mod de ascultare. Ca să arate că îl iubește pe Dumnezeu, ca să arate dragostea lui față de Dumnezeu. Avraam era gata să dea pe fiul lui Isaac. Însă Dumnezeu nu vrea ca Avraam să-l dea pe Isaac. Dar a vrut și a trebuit să-l dea pe singurul lui fiu. Ca oricine crede în el, de la downtown, colegii voștri, ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De ce a trebuit să-l dea? Pentru că lumea era în ruină, pentru că păcatele se adunau, păcatele omenirii, pentru că știa Dumnezeul de trei ori sfânt că nu este altă cale, că nu se poate altfel. Pentru că jertfele de animale nu erau de ajuns și nu au fost niciodată de ajuns. Ați citit Vechiul Testament și ați văzut câte tipuri de jertfe erau acolo. Și mergea evreul dimineața, lua oaia după el, lua mielul, să ducă la templu, să-l jertfească, să aducă un sacrificiu pentru familia lui, pentru copiii lui, pentru soția lui și se pornea de dimineață, sperând că oaia aia nu o să se lovească de vreo stâncă, nu o să-și rupă piciorul, pentru că jertfa trebuia să fie fără cusur. Și ajungea la templu și nu lăsa mielul acolo și spunea, gata, am venit preote, aici e oaia, la revedere. Nu. Trebuia să stea acolo. Probabil lua o zi întreagă. Trebuia să aștepte. Trebuia să vadă sânge. Unul dintre scopul jertfelor din Vechiul Testament era ca poporul lui Dumnezeu să înțeleagă că plata păcatului este moartea și ceva trebuia să plătească. Sânge trebuia să curgă acolo. Și ajungea evreu și înmâna oaia și trebuia să stea acolo. Preotul trebuia să omoare animalul, curgea sânge. Trebuia să despice animalul, curgea sânge, vedea sânge, poate sărea sânge pe el, trebuia să fie prezent acolo, trebuia altarul uns cu sânge. Se întorcea evreul acasă
Și mintea lui era sânge, sânge, sânge. A trebuit să moară mielul ăla pentru păcatul meu, pentru păcatul soției mele, pentru păcatul copiilor mei. Trebuia să curgă sânge. Dar niciodată dreptatea lui Dumnezeu și sfințenia lui nu era mulțumită cu sângele animalelor. Niciodată n-a fost. De asta a trebuit să vină Domnul Iisus, un Dumnezeu sfânt, 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 care ne-a iubit, a găsit o cale pentru noi. Și l-a trimis pe Fiul lui, pe Iisus Hristos, să moară pentru noi. L-a trimis să vină să trăiască ca noi și să moară pentru noi. Să trăiască printre noi și să moară pentru noi. Părintele Damian a mers pe o insulă, Molokai, îi spunea, o insulă de leproși. Și a stat acolo cu leproșii pentru că era un copil al lui Dumnezeu, părintele Damian, și a înțeles că trebuie să iubească oamenii. Și a mers pe insula asta de leproși, cei mai marginalizați oameni, oameni care mureau în fiecare zi, o grămadă de leproși, și a mers acolo și a început să le vorbească despre Dumnezeu, a început să le construiască case, a început să învețe muzică, să facă un cor cu ei, a început să le construiască coștiuge, ca să le dea șansa la o moarte demnă, mânca cu ei, dormea cu ei, suferea cu ei. Și le spunea cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi, omul acesta a trebuit să înceapă predica cu noi, leproșii, pentru că inevitabil a luat lepră. Și acum nu numai că îi ajuta și că era printre ei, ci era unul ca ei. Și înțelegea. Și știa exact suferința lor. Exact durerea lor. Într-o zi, Dumnezeu a venit pe pământ. Nu numai că ne-a ajutat din cer, dar a venit și s-a făcut ca noi. Și a trăit ca noi. Și a plâns ca noi. Și a avut sentimente ca noi. Și s-a bucurat ca noi. A trăit ca noi. Și a fost gata să moară în locul nostru. Și poate mulți oameni s-ar gândi, sau poate sunt printre voi, sau colegi de-ai voștri care se gândesc, eu n-am nevoie ca cineva să moară pentru mine. N-am nevoie de ispășirea asta pentru păcatele mele. Ce treabă am eu cu lucrul ăsta? Dacă un om gândește așa, înseamnă că nu înțelege sfințenia lui Dumnezeu, nu înțelege că dreptatea aia sfântă a lui Dumnezeu, ura aia sfântă pentru păcat, trebuie cumva împăcată. Dumnezeu este dragoste, dar în același timp este sfânt și trebuie să pedepsească păcatul. Și păcatul lumii se aduna și se aduna și cumva trebuia împăcată dragostea lui cu dreptatea lui. Ispășirea este lucrul, este ce a făcut Domnul Iisus venind pe pământ, trăind ca și noi și murind pentru noi. Asta e ispășirea. Lucrarea care a făcut-o Domnul Iisus venind pe pământ, trăind printre noi oameni și murind pentru noi oameni. O jertfă mai bună trebuie adusă. O jertfă mai bună trebuie adusă. Sângele țapilor, ascultați un verset. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai înainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire. O jertfă de ispășire. Este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele, spune Cartea Evrei. Este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Și se cerea o jertfă mai bună.
Dumnezeu Tatăl a turnat focul mâniei Lui pe Iisus Hristos. Dacă era altă cale, rămânea altă cale, rămâneau jertfele, dar nu există altă cale. Domnul Iisus a trebuit să vină și să plătească. Și nu doar suferințele fizice, dar exista presiunea asta a păcatelor întregii lumi pe umerii Domnului Iisus. Era părăsit de Tatăl, părăsit de ucenici și le-a purtat pe toate asupra Lui. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat și a dat pe singurul Lui Fiu pentru tine și pentru mine. Poate înțelege mai mult din dragostea Lui când înțelegem cât de mult a suferit pentru noi. Și a suferit El Dumnezeu și a suferit El om. Ca Dumnezeu a fost om și Domnul Iisus a fost și Dumnezeu și trebuie să înțelegem că niciun om nu putea să ia povara asta a păcatelor dacă nu era Dumnezeu. Presiunea asta psihologică a vinei când păcătuiești, știi vinovăția aia care o ai în tine și e o presiune în cap. Domnul Iisus a simțit presiunea asta psihologică, nu numai fizică, ci și psihologică, a vinei întregii populații, a vinei tale pentru păcatele tale și ale mele, a ucenicilor, a întregii lumi, era asupra Lui. Și pentru că era Dumnezeu, a putut să o ducă. Era și om. Și Domnul Iisus a venit ca și om. Și cu partea asta o să vreau să închei. Este ceva încurajator. Domnul Iisus a venit printre noi. A trăit ca noi. Și era om, era 100% om. Nu putem spune, Doamne, Tu nu înțelegi prin ce trec. Tu, da, spui că mă iubești și că ai venit pe pământ și că ai murit, e frumos, dar tu nu prea înțelegi. Ei bine, a fost și om. A fost ispitit ca și tine, ca și mine, dar fără păcat, spune Biblia. A plâns la mormântul lui Lazar, a fost mâhnit, a fost om ca și noi. Și ascultați un verset. Faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca noi, dar fără păcat. Nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. A refuzat să se scape pe sine ca să te scape pe tine, ca să mă scape pe mine. S-a lăsat părăsit de Dumnezeu ca să nu rămânem noi părăsiți de Dumnezeu. A murit ca eu să pot trăi. A venit și a plătit prețul ca eu să pot să merg la Tatăl. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Pentru noi oameni. O dragoste fizică, o suferință, o dragoste care e gata să sufere fizic, care e gata să fie despărțit de Dumnezeu, să fie părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa disprețuit că se turceai fața de la El. Și oamenii nu L-au recunoscut. Și e rândul nostru să Le recunoaștem ca și Domn și Mântuitor. Dacă înțelegi dragostea lui Dumnezeu în seara asta puțin mai mult, întrebarea este, ce faci cu ea? Ce faci cu Domnul Iisus? Domnul Iisus a iubit. S-a dat pe sine ca jertfă. Nu numai Tatăl L-a trimis, ci El însuși. Pentru că te-a iubit. Dragostea L-a ținut pe cruce, nu cu El. Ce facem cu Iisus? Ce faci cu Iisus? Ce așteaptă Domnul Iisus de la tine? El a dat totul. Tu ce-i dai Lui? Vrea viața ta. Vrea inima ta. El a iubit cât de mult Îl iubești tu, cât de mult Îl iubesc eu. El a venit pentru noi. Cât de mult ne dăm silința să-L cunoaștem noi pe El. Cât de mult timp petrecem cu El. Cât de mult Îl iubim noi. Dragostea Lui a fost publică. Iubirea noastră pentru El e ascuns. Îl iubim pe Dumnezeu, dar nu spune la colegi. E ok. Suntem ok cu Dumnezeu. Dragostea pentru Dumnezeu a fost foarte publică. Cum este dragostea noastră pentru Dumnezeu? Ne e rușine de El? Dumnezeu a iubit lumea. Dumnezeu te-a iubit. Dumnezeu încă te iubește. Indiferent de prostiile care le-ai făcut. Indiferent de păcatele tale. Indiferent de planurile tale. Indiferent de secretele tale. Dumnezeu te iubește. Cu o iubire nesfârșită. Și așteaptă ceva de la tine. Dumnezeu te iubește așa cum ești.
iubești și mă iubești așa cum sunt, dar ne iubește suficient de mult să nu ne lasă așa cum suntem. Ne vrea pentru El. Nu jumătate, nu un sfert de inimă, nu căldicei, ci ne vrea cu totul pentru El. Dragostea noastră pentru El să fie publică. Iubești despre ce vorbești. Se vede dragostea ta din lucrurile, din conversațiile tale. Unde e inima ta? Unde e dragostea ta pentru Dumnezeu? Dumnezeu a dat totul. Și așteaptă ceva de la tine totuși. Așteaptă pocăință. Așteaptă să te întorci la El. 180 de grade. Asta e pocăința. 180 de grade. Păcatul să devină accident. Dragostea pentru El să devină la ordinea zilei, în fiecare zi. Nu poți să-L cunoști pe Domnul Iisus, nu poți să-L cunoști pe Dumnezeu dacă nu-L cauți. Dacă nu-i cer, Doamne, vreau să te caut. Te caut în cuvântul Tău, vorbește-mi. Prin Duhul Tău vorbește, vreau să te iubesc. Tu m-ai iubit, ai dat pe singurul Tău Fiu, am înțeles lucrurile astea. Toți care suntem aici, suntem ori oameni dedicați lui, ori care suntem aproape de. Nu știu dacă ai avut un moment în viața ta în care să te întorci la Dumnezeu cu adevărat, să faci 180 de grade și să-i spui, Doamne, am înțeles că sunt păcătos, am înțeles că vrei să trăiești pentru Tine, de astăzi vreau să trăiesc pentru Tine, vreau să fiu copilul Tău. Dacă n-ai făcut lucrul ăsta, astăzi este ziua pocăinței, spune Biblia. Astăzi vorbește cu Dumnezeu. Dacă ești copilul Lui și ai o dragoste căldicică, așa, Doamne, m-am scos că merg în cer, cred că am o dragoste, am o credință așa pentru Tine, mai spun la oameni despre Tine, mai fac și o faptă bună, dar dragostea mea pentru Tine e secretă. La fel cum a fost conversația dintre Nicodim și Domnul Iisus, în secret. Domnul Iisus te-a iubit și așteaptă de la tine dragoste. Așteaptă de la tine o viață închinată Lui. Și de la mine la fel. Și să ne ajute Dumnezeu lucrurile astea, viața noastră, modul în care trăim, să fie un răspuns la dragostea Lui, care e așa de mare. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.